acoperire i-au monitorizat pe suspecți timp de câteva luni. Au și cumpărat de la aceștia în repetate rânduri atât cannabis cât și etnobotanice, dar și droguri de mare risc. Anchetatorii spun că membrii rețelei aprovizionau piața locală și vindeau drogurile în special studenților și tinerilor din complexul studențesc. Printre clienții grupării se aflau chiar și elevi minori. Au fost vizate mai multe imobile din Timișoara și satele din apropierea Timișoarei, precum și din complex, în special din complexul studențesc, unde erau câțiva tineri, studenți care aveau asemenea preocupări. Din ceea ce avem până în momentul de față, au fost ridicate în jur de 700 de grame de cannabis, au mai fost ridicate niște pungi cu prafuri care trebuie expertizate și sume în jur de 20.000 de euro și 20.000 de lei. La una dintre adresele în care s-a descins azi dimineața a fost nevoie de intervenția forțelor speciale care au spart ușa pentru a intra în locuință. Tânărul care stătea aici a încercat să arunce de pe fereastra balconului o haină în buzunarele căreia erau ascunși 7.000 de lei, 2.350 de euro și 500 de lire sterline. Luptătorii din trupele speciale l-au văzut, iar banii au fost recuperați. La mai multe adrese, oamenii legii au găsit atât bani cât și droguri. Peste 20 de persoane au fost duse la audieri.